Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori! În vederea unei recapitulări anuale la final de clasa 7, respectiv pentru pregătirea examenului de evaluare națională cu absolvenții clasei 8, pe parcursul acestui material vom rezolva împreună probleme de geometrie din testele de antrenament 2022. Materialul de față uh, tratează problema 5 din testul 4 de antrenament. Această problemă are scopul de a recapitula asemănarea triunghiurilor, relațiile metrice în triunghiul dreptunghic. Astfel, problema spune că triunghiul ABC este echilateral, M și N sunt mijloacele segmentelor BC și respectiva C, iar P se află pe AB astfel încât MP este perpendicular pe AB. La punctul A, ni se cere să arătăm că segmentul BP are lungimea 2 cm. Așadar, dacă M este mijlocul lui BC, înseamnă că BM este jumătate din BC, adică 8 pe 2, 4 cm. Apoi, știm că triunghiul ABC este echilateral, așadar, Măsura unghiului B este de 60 de grade. Și mai știm că MP e perpendicular pe AB, adică unghiul MPB are măsura de 90 de grade. Așadar, în triunghiul MPB dreptunghic, vom avea că măsura unghiului BMP este egală cu 30 de grade. Așadar, putem aplica teorema unghiului de 30 de grade în acest triunghi, MPB, și vom obține că cateta BP, cateta opusă unghiului de 30 de grade, este egală cu jumătate din ipotenuză, adică jumătate din BM, adică 2 cm. Și astfel am arătat că lungimea segmentului BP este 2 cm. La sub punctul B, ni se cere să arătăm că lungimea segmentului PN este mai mare decât 3 radical din 3. Așadar, ne întoarcem la figura dată. Știm că unghiul PMB este de 30 de grade conform punctului A. Unim M cu N. Știm că triunghiul ABC este echilateral, adică unghiul C are 60 de grade. M și N sunt mijloace, adică MC și NC au ambele lungimea de 4 cm. MN este linie mijlocie Așadar, și MN este tot 4 cm. Era suficient să știm că MC și NC sunt 4, deoarece știm că unghiul C e 60 de grade, așadar triunghiul mână că este echilateral. Deci măsura unghiului CMN este 60 de grade. Așadar, scriem pe scurt, triunghiul MNC echilateral rezultă că măsura unghiului NMC este de 60 de grade. Dar măsura unghiului PMB era de 30 de grade conform punctului A, și atunci rezultă că măsura unghiului PMN este de 90 de grade, așadar triunghiul PMN este dreptunghic. Deci, în triunghiul PMN, din teorema lui Pitagora, rezultă că Pn pătrat este PM² pătrat plus m pătrat. MN, am Afirmat puțin mai devreme că are lungimea de 4 cm, trebuie să-l mai aflăm pe PM. Păi da, dar în triunghiul BPM dreptunghic știm că BM e 4 cm și BP 2 cm conform punctului A. Putem aplica teorema lui Pitagora sau putem aplica una dintre funcțiile trigonometrice pentru a le recapitula și pe acestea. De exemplu, cosinus de PMB, să spunem, este cateta alăturată PM pe ipotenuză BM. Cosinus de 30 de grade este radical din 3 pe 2, egal cu PM pe care nu-l cunoaștem, supra BM care este 4 cm. De aici rezultă PM egal 2 radical din 3 cm. Întorcându-ne în teorema lui Pitagora din triunghiul PMN, Vom obține așadar că până pătrat este egal cu 16 plus 12, adică 28. Deci Pn este egal cu radical din 28, care este mai mare decât radical din 27, adică 3 radical din 3 cm, ceea ce spunea problema. Așadar, PN are lungimea mai mare de 3 radical din 3 cm. Aceasta a fost problema 5 din testul de antrenament 4 în vederea pregătirii examenului de evaluare națională 2022, însă, repet, este o problemă foarte utilă și pentru absolvenții clasei A7. -a. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem în alt material în care vom trata alte probleme din aceste teste. La revedere!